Față de 12 septembrie, sute de ienoreași s-au adunat la catedrală din centrul orașului Ungheni pentru a-l prăznui pe Sfântul Alexandru Nevski, ocrotitorul catedralei din Ungheni, care în această zi consemnează prin slujba divină și hramul catedralei. Veniți la mine toți cei ostăniți și împovărați și eu vă voi odihni. Astăzi, biserica noastră ortodoxă cinstește prin rugăciunile sale pe Sfântul Cneaz Alexandru Nevski. Iar pentru Catedrala Episcopală din orașul Ungheni, cât și pentru toți creștinii ortodoxi din această urbă, este o sărbătoare deosebită, întrucât această biserică catedrală poartă hramul în cinstea acestui remarcabil sfânt al ortodoxiei. În această zi, slujba bisericească a fost una mai deosebită. Anul acesta, pentru prima dată, Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de 65 de preoți, veniți din mai multe localități ale Republicii. Dată în această catedrală s-a adunat așa un sobor de preoți. Prima dată se înalță așa rugăciune, fiindcă și catedrala e încăpătoare pentru așa un sobor de preoți, dar Dumnezeu primește rugăciunea și de afară. Este foarte îmbucurător că astăzi în preajma catedralei, pentru că Sfânta Liturghie s-a slujit într-un altar improvizat, au fost mulțime covârșitoare de credincioși. Și, în general, această biserică este foarte mult vizitată de oameni, întrucât este de o frumusețe arhitecturală deosebită, este o adevărată capodoperă parenetică a bisericii, care reprezintă extraordinar patrimoniul spiritual al bisericii noastre, dar și al frumosului și primitorului oraș Ungheni. Biserica Sfântul Alexandru Nevski din Ungheni a fost construită în anul 1903. Biserica nu a funcționat mai mult de 30 de ani în perioada sovietică. Aici a fost muzeu și chiar sală de sport. Biserica și-a reluat activitatea în anul 1991, după ce a fost reconstruită, și din 3 aprilie curent poartă statut de catedrală episcopală.